Pentru că își dorea foarte mult să evolueze în echipa României, s-au făcut toate demersurile necesare și iată-l din nou, el confirmă, mă bucur pentru acest lucru. De fapt, un pariu câștigător poate ieși, dar nu știu ce să spun, România a câștigat anul trecut, era Benitez Cup. Da. A câștigat și anul acesta. Dar iată o acțiune bună a jucătorilor noștri care câștigă foarte mult teren, păstrăm posesia, din nou un punct de fixare în jurul lui Macovei. Aproape de linia de 22 și iată prima oportunitate pentru primele 3 puncte ale echipei noastre. Da, cu siguranță. Dar în momentele de dominare este foarte important să marchezi puncte, să arăți adversarului că fiecare voiaș... Și noi, mai ales pe final, așa, cu echipele mari, să spunem. Este normal, pentru că s-au făcut mari eforturi lui românesc, merităm acest lucru și iată că acest lucru nu vine singur, este reușita unui munci. Margine completă, Turajvili, câștigăm, bine posesia acolo prin capitan. Iată că fac o greșeală și din nou vor primi 3 puncte canadiene. Au încercat că ruibiște și imaginează înainte traiectoria pe care o va... atinge balonul. Da, ce încercare reușită, 6-0 pentru balonul, ei privesc un singur lucru, ori balonul, ori numai butul. Deci nu, dinainte ei știu traiectoria, deci în momentul acela se concentrează numai în locul în care piciorul va trece prin balon, așa se spune. Românii n-au reușit să-i lasă pe canadieni să fie foarte amenințători. Da, i-au ținut tot timpul sub presiune, chiar și în momentele când n-am avut balonul. Am fost agresivi, am avansat tot timpul. De nou numărul 8 al canadienilor, un jucător foarte penetrant, Tyler Ardon. Foarte mulți jucători ai canadienilor evoluează în Anglia. În Anglia, chiar și în Franța, în campionate puternice. Au pus mâna pe balon canadiene, sunt undeva pe linia de 22 de metri, dar apărarea noastră este bine organizată. Numărul 10, canadian, reușește o pătrundere. Foarte bună pătrunderea lui Harry Jones, să vedem, continuă acum șirul de pase. Da, dar apărarea noastră este, chiar dacă a cedat un pic de teren. Am demonstrat că știm să jucăm chiar și la 5 metri în partida cu Tonga. Trebuie să fim însă atenți la acea pasă sărită. Pericol mare. Sunt opriți canadieni undeva la o palmă de linia de țintă. Apărare eroică a jucătorilor noștri. Bine că au reușit să stopeze pentru moment tăvălugul canadienilor. Și iată din... După... Ardron s-a remarcat în această acțiune largă, pentru că el a reușit să concretizeze, să aducă 5 puncte pe tabelă pentru Canada. Da, este capitanul echipei, un jucător foarte tehnic. Acest jucător, dacă se spune așa, să fie ținut în oglindă, imediat în momentul în care se așează undeva în apă, a fost după unul sau doi timp de joc, el a primit balonul și a atacat, mai puțin fizici. Un jucător de înaintare, ca să înțeleagă toată lumea, contra un jucător de 3 sferturi. Între timp, Jones a pus 2 puncte pe tabelă, un avantaj minim de partea Canadei. Da, au căpătat încredere jucătorii canadieni. Un balon înalt de urmărire. Percu foarte bine. Percu. Extraordinar Percu, ca de obicei. Un jucător care avansează. Iată că și noi, foarte bine, Vlaicu. Coste și el încearcă să ajungă acolo la linia de 22. Ajungem de nou pe 22, Sârbe. Rezistă și Sârbe. Și iată, de nou sunt penalizați jucătorii canadieni. Da, un jucător canadian, numărul din acea zonă. Și iată că arbitru, foarte aproape de acțiune, a sancționat neeliberarea zonei placajului. Încercări, ei au avut o singură oportunitate, ne-au marcat
punctele care trebuiau și contul lui Blaicu și 9-7 pentru România. Deci vă spuneam de meciul de 91 cu Canada, am marcat două încercări spre sfârșitul meciului, însă a fost prea târziu și acum trăim cu regretul. Pe picior drept. Da, poziție ușoară, dar incomodă. Incomodă, poate. Într-adevăr. A șutat ca un jucător de soccer sau de fotbal. N-a luat în serios exercițiul și iată că au irosit posibilitatea de a marca 3 puncte. Nu, la 7 în continuare pentru România, care a stat bine cele 10 minute în inferioritate numerică. Surugiu este singurul jucător care provine de la CSM București. Nu găsim niciun jucător. Da. Și sancționat. Echipa României a arătat foarte multă maturitate. E un joc de copii, dar important este să nu treci ca o valiză prin gară. Iată, da. Dar cronometru este în mâna... Da, întotdeauna cel oficial este cel oficialului meciului, da, arbitrul. Prime perdere de apărare. Au fost opriți undeva la 10 cm de linie. Acolo apărarea noastră, în schimb, a fost foarte agresivă și i-am dus înapoi pe adversari. What? Not for me. Okay, so you cannot react like that again. I just told them. You cannot react like that again. Sorry, okay, thank you. Iată, ținem posesia mai mult, să stăm mai mult în câmpul adversarului, să nu lăsăm să se apropie, de terenul nostru de țintă. Iată un balon important recuperat prin Stelică Burci, a placat imediat, reușește să păstreze posesia. Se va juca cu piciorul. Florin Surugiu, o lovitură scurtă de urmărire, bine recuperată de băieții noștri. Da, din nou. Această dată iese mai bine. E bine că am reușit la acea fază să rămânem în posesie. Iată pericol pe partea dreaptă, o situație bună pentru canadieni, din nou, susținerea data aceasta este bună. Deschide repede, apărarea noastră este bine așezată. Mihaiță Lazar reușește să placheze, se joacă în același sens. Iată că au băgat turbo, cum se spune, jucătorii canadieni. Da, și acest Ardro Noptarul, un real pericol. Da, un jucător, iată, se joacă cu la înălțime, cum se spune, cu pase scurte, se bate imediat linia avantajului, nu se joacă foarte mult în fața apărării, apărare foarte bună. Putem să recuperăm balonul, dar suntem penalizați, din păcate. Să vedem ce ne spune jucătorul asistent de placaj, deci, sau plachiorul, nu, italieni astăzi după amiază, o echipă care joacă foarte mult. Da, de această dată n-am mai avut. Să vedem reacția băieților noștri, este foarte important în acest moment să punem o presiune mare, să impunem jocul nostru, să-i facem să se îndoiască pe adversari. Se alege lovitura Paulică, din păcate. Foarte bun placajul, a oprit foarte bine o pasă în interior, pentru că apărarea circula pentru a acoperi spațiile exterioare. S-a încercat, da? Că numai pe Nea Pompi pun camera. Ați apucat să jucați și cu Nea Pompi o scurtă perioadă? Chiar vreo 3-4 ani am jucat împreună, suficient. Deci la începutul anilor 80, la începuturile mele în echipa națională, domnul Borș era în acea vreme titular pe post. Reușesc să recupereze canadienii un balon. Se plimbă destul de ciudat balonul. Unul dintre jucătorii noștri este la sol. Atenție la această fază. Nu trebuie să prindă canadienii balonul. A reușit totuși să recupereze. Bine placat. Se creează un supranumeric undeva. O ieșire din nou în... Dar bine, Vlaicu, bine. Au încercat... Practic l-a luat în brațe. Da, au blocat ieșirea balonului. Iată, luptă între cei din linia în tip, Ion Paulică oprește,
Foarte bine ne apărăm undeva aproape de linie, moment bun al adversarilor, reușim să ne apărăm bine, trebuie să ieșim cu fața curată la 5 cm de linie. Suntem acolo, se duc lupte ca la Mărești, la Mărășești, românii n-au pierdut, să luptă din nou. Da, atenție la această fază. Da. Din păcate, încercare, nu, să vedem reluarea. Da. Este încercare, din păcate, după părerea mea. Din acest unghi în care... Să vedem noi pe ecranul de control. Acum, poate a fost o greșeală undeva. Da, linia. Da. C12 pentru Canada. Și două puncte suplimentare, bineînțeles. 12, haideți băieți, avem nevoie de o revoltă acum. Este foarte important. Da, și e nevoie poate și de o încercare. Da, avem nevoie. Bind. Set. Yes, no. Într-adevăr. Ce forță impresionantă. Da, filierul, iată recompensa. Posibilitatea de a marca 3 puncte suplimentare. Iată că jucătorii noștri apul la interior și să-l busculeze, să-l împingă să creșească, ceea ce au făcut băieții noștri. Hai, Florin! Și 3 puncte pentru România. De terenul, Andrei Rădoi la talonaj. Aplauze pentru Otar Turajvili, georgianul naturalizat. Un jucător cu suflet mare, o inimă mare, ca 50-60 de mii pe Twickenham, la Murray Field sau la Eden Park, Arms Park, marile stadioane. Într-adevăr, e un lucru foarte important, o motivație, o sursă de motivație suplimentară, dar eu zic că este superb că mulți oameni de rugby sunt astăzi aici. Da, ne susțin și într-adevăr publicul, chiar dacă nu sunt 20-30 de mii, sunt foarte, foarte inimoși, fac 50 de mii pentru că sunt alături de noi, ne încurajează în momentele dificile, ne dau un al doilea suflu, dacă putem să spunem așa. Iată un jucător care și-a schimbat tricoul deja, pilierul canadian joacă cu partea superioară. La vedere, dacă putem să-i spunem așa. Trebuie să fim atenți însă la această fază, canadienii. Iată, nu-și pune deloc tricoul. Atenție la acest șut, bună recepție, se oprește. O lovitură de pedeapsă, dar într-adevăr, din nou în zona de placaj, nu a părăsit zona unul dintre jucători. Marius, sorry, I couldn't hear you. Robert Daskal de intrare. Să vedem ce se va întâmpla. Undeva la liniile de na. Harry Jones nu reușește ținta, da. PCM de o lovitură de reîncepere de la 22 de metri, să vedem. Da. Excelent pentru Sejan. Joacă bine prin spate cu două ferite, Percu. Dorin Lazar. Pierdem balonul, păcat. Și da, o fac și adversarii noștri, da, de astăzi. Reușim să mutăm jocul de partea cealaltă, se joacă pe partea închisă. Laicu, Dascălu, atacă linia, haideți cât mai repede în susținere, bine, Macovei,
Reușesc băieții să păstreze posesia. Un balon înalt. Ionuț Dumitru, să vedem dacă va reuși. Nu, câștigă foarte bine canadienii. Excelent, Coste. Foarte bine presiunea jucătorilor noștri. Și iată 3 puncte. Da. Posibilitatea de a mai marca 3 puncte naționala noastră. Gustat din plin jocul stejarilor de către spectatori. Ne-am revenit repede după încercarea primită. E un lucru bun pentru băieții noștri. Poate că în momentul când vorbim de solidaritate, de încredere, de respect, unii cred că sunt numai vorbe. Iată 3 puncte. Foarte bun, iată România din nou a trecut la conducere 18-17. Vlaicu a marcat toate cele 18 puncte ale echipei României. Se fac schimb. Dar este și mai greu pentru a se auzi codul de margine, da, cu această atmosferă. Se duc lupte grele. Reușim să păstrăm posesia balonului. Se joacă cu piciorul din nou. Fundașul canadian foarte bun în aer. Da, capturat. Se relansează contraatacul foarte rapid. Trebuie să fim atenți la această fază. Trebuie să alerge cineva. Avem și noroc. Mulțumim. Un înainte. Ademiului a mijlocașul la deschidere canadian. Că tot vorbim de cadouri. În această seară Dumnezeu este român. Acțiune foarte periculoasă, iată se face o schimbare, se simte oboseala de parte și de cealaltă. Da, Constantin Pristaviță. Da, nu ar cu turonul. Deci sunt câțiva jucători români care... Au avut un cuvânt de spus în, chiar și în rugby francez. În rugby internațional. Da. Iată, o a doua împingere, pleacă Macovei. Laicu. Excelent joc prestat de fundașul canadienilor, de da, Matthew Evans. Jucător, suntem penalizați. Păcat, din nou aceeași greșeală. Cred că am fost penalizați de 5-6 ori adversarului. E păcat, e păcat. Poziție destul de dificilă pentru canadieni. Momentul da, acesta este... James Pritchard. Da, și balonul trece pe lângă. Iată că... Rămânem în avantaj. Rămânem în avantaj, dar sunt momente dificile. Trebuie să strângem rândurile din nou. Da, și Horațiu Pungea. Da. Ia loc. Ar trebui să-și îndrepte poate mai multe persoane în ochii către acest sport și să se creeze, nu știu, poate mai multe terenuri și poate niște condiții mai bune pentru acești adevărați eroi. Da, într-adevăr, un balon. Suntem din nou penalizați, păcat, păcat, păcat. Coming over the ball. Da, a ajutat publicul. Vom afla imediat după execuția lui Pritchard, perfectă însă. Da, într-adevăr. În timp, haideți băieți, haideți băieți. Avem exercițiu de la meciul trecut în ultimul minut. Da, practic haideți. Se poate face același scenariu. Exact. Este important să nu mai greșim. Am greșit prea mult astăzi. Am greșit mult, este păcat toată munca. Reușesc canadienii să se recupereze balonul. Da, nu se complică. Ba, se complică. Un balon cadou pentru Fercu. Flaicu. Nu a avut o execuție foarte bună, trebuie să profităm. Da, într-adevăr, reușim să păstrăm posesia. Dorin Lazar penetrează. Avem nevoie, avem nevoie să-i bușculăm pe adversar, Pristaviță. Iată, din nou, Popârlan. Un pic singur, haideți, băieți, haideți! Avem nevoie de puncte, haide România! O forță poate excelentă. Poate mă arăt un pic
pasiunea trece peste funcția care o am în această seară, dar ne dorim din suflet ca echipa României să reușească un rezultat mare. Ar fi păcat. Hai băieți! Haideți! Încet și sigur, e bine, trebuie să măcinăm, să ne apropiem din ce în ce mai mult. Bineînțeles, să stăm acolo, să nu facem greșeli, să împingem pe adversari să greșească, poate să nu provocați. Plecăm fără puncte. Iată că avem penalitate, da, da, avem penalitate este. Pentru România. O fază grea. Același lucru, una... Hai, Florin, victoria apasă pe umerii tăi și stă în piciorul tău. Ce este? 3 puncte pentru România. 21-20. Istoria se repetă. Bravo, băieți! Bravo, România! Un meci extraordinar, un parcurs Canada excelent. Canada pleacă de aici. Jumulită din nou după Tonga, că a fost și rândul Canadei. Da, rămâne extraordinar. România cu Canada la noi în țară. Trebuie să dăm legătura. Mulțumiri, Hadi Dumitraș. Urmează duelul cu Tonga. Să auzim numai de bine. Aplauze pentru adevărații eroi. Și vă așteptăm pe toți sâmbăta viitoare. Fiji este echipa care ne onorează. De la ora 19, sâmbăta viitoare pe TVR2. Numai bine! Oh,